Timpul de afară se încălzește. Gripa pandemică obține noi puteri pentru a izbucni în plină forță. Bolile de sezon se manifestă în deosebi la copii, însă și vârstnici și bolnavi cronici se prezintă în număr mare la cabinetele medicilor. Gripa este o maladie care afectează nasul, gâtul, laringele, bronșii și uneori chiar și plămânii. Sursa de infecție este omul bolnav. Primele simptome sunt apariția bruscă a febrei, până înaltă, până la 39, tuse, cefalee, dureri în articulații. Copiii prezintă un risc mai înalt de afectare cu gripă și adică pot apărea și unele complicații. Mulți dintre locuitori preferă însă metodele tradiționale de prevenire a îmbolnăvirii. Am grijă să ies mai puțin afară, să mai mâncăm vitamine, mai mâncăm ceapă, usturoi, mai... Și asta e problema. În caz dacă vă îmbolnăviți, cum vă tratați? Ei, cum le tratăm? Dacă e mai simplu, le tratăm acasă cu metode, ceaiuri, eu știu, comprese. Dar dacă e ceva mai complicat, mergem la medic. Beau câte 100 de grame cu chiperi. Pun un limon întreg și 100 de grame de apă și artă răce. Și jec și nu tușăm, nu necă. Mă stărui să nu răcesc, să mă îmbrac normal, nu tare așa omenești. Și să am toată vremea grijă. Specialiștii recomandă evitarea aflării în spații aglomerate închise, evitarea contactelor cu persoane bolnave, folosirea măștilor, spălarea pe mâini, aerisirea încăperilor și adresarea la medic la primele semne de boală. Cum am menționat, în caz de gripă, este necesar solicitat medicul de familie la domiciliu, dar unii pacienți, fiind complicațiile gripi cu pneumonii grave și chiar cum în Republica au fost și câteva decese, i-au pus în gardă și se adresează și la medicul de familie sau unii solicită medicul de familie, alții se prezintă la centrul medical de familie, ceea ce n-ar fi bine, fiindcă trebuie să solicite medicul. Este febră, este și ei sunt o sursă de infecție. Pe parcursul săptămânii trecute au fost mai multe cazuri, adică săptămâna aceasta cazurile se mai micșorează. Cu toate că în ultima săptămână s-a înregistrat o tendință de descreștere a numărului de bolnavi infectați cu gripă și infecții respiratorii acute cu aproximativ 25%, e de dorit să fim mai precauți.